parte din presă. Mie mi se pare că atitudinea Ministrului Justiției nu poate să rămână nesancționată. E foarte grav ca un ministru al justiției, nu oricine, de la un ministru care poate să ocupă de un domeniu tehnic, să spunem că putem accepta o greșeală, dar asta nu mai e o greșeală. Și am impresia că doamna ministru chiar insistă pe această direcție din declarațiile pe care le-am văzut. Noi cel puțin ca Partid Liberal și partid care suntem dedicați apărării drepturilor și libertăților cetățenilor, nu putem să trecem cu vederea peste o asemenea atitudine.